La 18 iunie 1925 se votează legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. Legea se adoptă în urma aplicării Convenției numărul 14 din 1921 de la Geneva, pentru garantarea unui echilibru corect între nevoile lucrătorilor și exigențele angajatorilor privind repauzul săptămânal în industrie. Legea prevede obligația întreprinderilor industriale și comerciale de a asigura salariaților un repaus duminical continuu de 24 de ore și un repaus de 24 de ore în alte 11 zile de repaus pe an pentru sărbătorile legale. În contextul declanșării în Europa a celui de-al doilea război mondial, ziua de lucru este mărită și în România, iar dreptul salariaților la concediu de odihnă este suspendat. În timpul regimului comunist se scot din lege sărbătorile religioase și se introduc zile libere doar pentru sărbătorile de stat, 1 și 2 mai, 23 și 24 august. La 14 martie 1990 este adoptat decretul lege numărul 95/1990 privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unitățile de stat. Acestor perioade de repaus li se adaugă, potrivit codului muncii, alte 11 sărbători legale, unele cu dată fixă, respectiv sărbătorile istorice naționale și religioase, plus altele variabile de la an la an, precum Paștele și Rusaliile.